Noi, consilieri locali de la Obrișia, sunt obligați să predea reprezentanților primăriei înainte de fiecare ședință telefoanele mobile, reportofoanele și camerele de filmat. Măsura vine să asigure conducerea administrativă că discuțiile din Consiliul Local nu sunt înregistrate și nu vor fi făcute publice. În data de 30 august au venit cu o modificare la... Deci, practic, au adus două amendamente la regulamentul Consiliului Local, unde ni se interzice intrarea cu telefoane la ședință, fotografierea și înregistrarea ședințelor de Consiliu. La penultima ședință, chiar am dat drumul la înregistrare la începutul ședinței, ședință care am înregistrat-o circa 5-10 minute până chiar domnul secretar a spus la început: păi ce faceți, n-ați votat un regulament data trecută și a spus că nu mai aveți voie cu telefoane? Apoi și primarul: uite ce, eu pun telefonul meu, îl ducem, l-am dus pe o masă la 10-15 metri. Și eu m-am luptat și eu cât am crezut că pot, că zic, nu e, e un abuz, nu se poate chestia asta, nu, ce, regulamentul e regulament, dacă nu întrerupem ședința, apoi am cedat. Măsura a fost instituită în urmă cu 2 luni printr-o hotărâre de Consiliul Local ce reglementează organizarea și funcționarea legislativului din Obârșia. În ciuda interdicției impuse aleșilor prin hotărâre și a prevederilor din document, edilul susține că presa poate participa și înregistra ședințele. Că noi venim la ședința de Consiliul Local, avem voie să filmăm și să facem publice informațiile din cadrul ședinței? Da, se poate. Filmat de către dumneavoastră și să facă publice. Oricum, ședințele sunt publice. Și atunci, de ce nu pot înregistra sau pleca cu înregistrarea ședințelor acasă, dacă ele totuși sunt publice? Printre noi mai avem și, așa cum îi numesc eu, lăutari, care știu să zice, să turcheze cât de cât înregistrările și dau o altă nuanță înregistrărilor. S-a mai întâmplat cazuri de genul ăsta cu 4 mandate în urmă. Realitatea Oltului a solicitat în scris instituției prefectului de Olt de peste o săptămână un punct de vedere cu privire la legalitatea acestei hotărâri, dar nu a primit un răspuns oficial. Deși au trecut mai bine de 2 luni de la aprobarea hotărârii în cauză, instituția prefectului nu s-a pronunțat încă în privința legalității acestei hotărâri.